La sfârșitul sezonului estival, polițiștii rutieri se așteaptă la valori mari de trafic pe drumurile naționale ce tranzitează județul. Tocmai de aceea, oamenii legii fac apel încă o dată către șoferi să respecte toate regulile rutiere și să dea dovadă de multă răbdare și toleranță în trafic. Sezonul estival și implicit concediile se apropie de final și majoritatea dintre noi trebuie să ne întoarcem la serviciu. Trebuie să avem însă mare grijă cum circulăm pentru a ajunge în siguranță acasă alături de cei dragi. Drumurile naționale sunt foarte aglomerate în această perioadă, șoferii se grăbesc să se întoarcă acasă și astfel se pot produce de foarte multe ori accidente rutiere cu urmări foarte grave. Tocmai de aceea polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șofer să fie prudenți și să dea dovadă de răbdare în trafic. Finalul sezonului estival ridică o problematică deosebită, în sensul că valorile de trafic care se înregistrează pe segmentele de drum național cunosc creșteri semnificative. Aceste creșteri se datorează atât cetățenilor români care își petrec ultima parte a concediului și se deplasează pe drumurile publice, dar în mod special fluxului de întoarcere al cetățenilor români care se deplasează spre țările unde și-au reședință. Prin urmare, efectivul rutier care acționează a fost suplimentat și se va acționa strict în zonele și în locurile cu grad ridicat de risc accidentogen. Polițiștii vă sfătuiesc să vă deplasați cu viteză redusă, adaptată permanent condițiilor de drum și trafic și să păstrați o distanță corespunzătoare față de vehiculele care circulă înainte pentru a se putea opri în condiții de siguranță atunci când acestea frânează brusc. De asemenea, efectuați manevrele de depășire numai după o temeinică asigurare și respectați semnalele polițiștilor rutieri.